Dar îți arăt și mai departe ceva. Ce da, vă rog. Este. Asta este sala. Deci asta era balconul, aici sala de... Da, unde au evoluat cei mai buni artiști pe scena asta din lume, da. Și Sviatoslav Richter, și Vladimir Curbeț. Poate o să mai fie, poate o să mai vină. Da, Doamne, este aură, domnul și tot poate trebuie. Care domn, ministru? Nu știu, dar cu acest ministru, dar poate totuși a mai apare cu... O ministru în locul lui, da. O idee să totuși... Când a fost aici președintele României, el la întâlnirea cu doamna președinta noastră, totuși a expus o dorință ca țara România să ajute. Iohannis a fost aici, știind, da? Știind că aici s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și peste un timp, adică în 22 februarie, România dă un grant. 100 de milioane de euro. Mult! Și sunt sala sigur, Gorgă tot ei au reparat, sunt sigur nu? Că din banii aceștia, 100 de milioane, o parte era preconizată anume pentru a renaște Filarmonia. Nici un ban, de păcate, nu a ajuns la ceea ce vedeți voi. Și nu i-a dat cu destinație concretă? Eu cred că s-au ridicat, m-au rugat salariile la lucrători la minister, s-a, cred că creat vreo agenție națională de... gestionat bani românești. Mâțe europene de coadă. Dar ce cu cifra asta 313? E vreun simbol, ceva? Cineva desenatul, nu sunt niște ochi, gura și nasul. Da. Dar și o cifră fatidică. 13-31. Și s-a umflat parchetul, da? De la umezeală. Sigur. Aici a fost și apă și tot. Aici e destul de periculos. Dar eu cred că... Poate să prăbușească? Cred că reziste, fiindcă când a fost... Structura a fost gândită. De când e filarmonica asta? Din asemenea stare de 1961. A fost puțin cu reparații în 80. N-are nici 100 de ani, deci betonul încă ține. Acoperișul, dacă arți era de lemn, s-a adus. În special pentru niște ședințe, congresuri are partidului de atunci. Și crede-mă că s-a făcut ceva foarte, foarte bine. Iată scara principală, unde noi mergem, ne ridicăm, aici erau birourile administrative. Aici lucra și pe timpul încă jocul, fluierașul și în ultima perioadă lucra orchestra noastră folclor. Colective celebre, da. Da. Și eu i-am spus și la președinți și la mai mulți lucrători de guvern că țara noastră este cunoscută în lume. Nu prin președinți, procurori, deputați sau altcineva. Prin artă. Prin Marie Bieșu, care a venit de aici, din Filarmonică, Vladimir Curbet, prin Fluieraș, Sergei Lunchevici, Veronica Gaște, Mihai Dolgan și sute nume celebre care au făcut țara aceasta vestită. De ce? Problema filarmonică este una primordială. Asta a fost sala mică. Și pe aici se intra la balcon, da? Da. Sala mică. Care, ca acustică... Știu că a fost și un eveniment rock în sala concerte, asta mică. Un concert rock mult, chiar. Mai multe au fost, da. Dar pentru concerte camerale, corale, a fost cea mai bună acustică, cea mai ideală în dar construit cu coloane, așa, stilat. Chiar dacă era. Din perioada sovietică, da... Au rămas încă niște pasuri reliefe. Erau pe perete reliefe? Aha, ia uite. Aici a fost pianul acela care stă jos. Aici o ars. Peste care a căzut pe acolo. Dar construcțiile încă au rezistat. Eu cred că dacă te apuci să faci de urgență ceva, se poate face totul și a renova într-un timp foarte, foarte scurt. Cam în aceeași formă, da? Inclusiv, eu știu, din primărie a venit o idee că se poate de făcut, se poate face. Da, o expertiză poate... tehnică s-a făcut și au zis că... Nu s-a făcut nimic, nu s-a făcut. Cifra asta, pe urma care s-a făcut pentru un concurs de idei, așa zise, era, nu știu de unde scoasă, 75 de milioane de euro, nu știu de unde a apărut ea, dar nu este o cifră reală. Și de asta, atât au estimat că ar trebui pentru restabilire. Dar nu era niciun calcul, nu s-a făcut niciun fel de special cumva... Deci o estimare ochiometrică, așa. La balcon nu se poate ieși, că e avariat, da? Putem ieși. Un pic doar. E avariat, dar totuși rezistă construcția și... Da, dacă nu e clădire chiar foarte veche, nu e din cutremur... Aici era hol, era
sala mare, intrare în balcon. Și iată ce a rămas, din păcate, din toată această structură. Mergi, Mucoase. Vin, vin. O iau pe de-a drept acuș. Ia ține, ține. Reziste. Și iată, de cum mai jos nu mergem, dar iată, aici suntem în balcon. În siguranță. Da. Iată. Da. Scena. Da, era frumos. Am fost la concerte de la balconul ăsta. Acum a rămas grădina cu salcâmul în mijloc. Din păcate, da. Și salcâm și plopi. Dar pereții toți, vede, cu strainici totuși, groși. Și se putea renova, se poate. Eu cred că cifra asta de 75 de milioane, nu știu de unde luată, din pot. Să le rămână poate și lor ceva. Am vorbit cu niște specialiști, doi, care unul mi-a făcut niște calcule, așa, aproximativ. Tot aproximativ. A ieșit la 8 milioane. Diferență mare. Al doilea mi-a făcut niște calcule la 10 milioane. Eu iau de cum acum rezervă, 15. Și din 100 de milioane acelea care le-a dat România pentru Moldova, nu se putea elibera acești bani? Nu se vrea. S-a născocit 75 de milioane. Iată a ieșit și omul cu lozinci, cu astea, asta afișe, e, cu afișe. Da, eu și... Adică a făcut și grădina aceasta, e decât mai ține într-o situație care bravo. O vedem. Acolo era culisele, da? Sau? Da. Spatele scenei. Cum ardea și nu o stingea nimeni cât timp. Se stingea, parcă se lucra, dar spun că și după mine pompierii se mișcau de-abia, de-abia. Parcă ce-au făcut și eu, o masă, un fel de pauză de masă. Și au comandat pizza, adică, cum spune, la sardă, dar noi la ora... Deci, fel de pompieri noi la ora 4 trebuie să luăm masa. Oho. Nu contează ce. Mă certam cu ei, îi numeau cum... Numeam cum puteam. Dar... Și nu i-ați impresionat. Da, e... Să mă bat. Revoltător. Păcate așa, iată... Suntem noi aici. Ce a rămas din filarmonică? Și eu sunt sigur, aici se poate renova, se poate face și în timp nu așa de lung. Și nu cu atât de mulți bani, cum zic ei. Bun. Mi-au făcut calcul niște într-adevăr specialiști care pricep. Da, eu cred că ceva era aproximativ. De asta și-am luat cu rezervă. Mm-hmm. Nu 8, nu 10, 15. Dublăm, de exemplu, dar 15. Nu de 10 ori mai mult. Dar 75 este o cifră. De asta și se târgânează acum și nu se face nimic, fiindcă e convenabil așa. Peste tot se spune că nu avem ce regreta, totul e bine, merge, adică noi avem și așa foarte multe orchestre, tocmai 3 simfonice, e foarte mult, ele nu aduc venit. Adică tot timpul se așteaptă ca să se uite problema filarmonicii și ca să se închidă. Păi ce arta trebuie să aducă venit în bani? Arta trebuie să aducă profit în bani. Cred că cineva trebuie să înțeleagă asta foarte și foarte bine. Și nu se vrea să înțeleagă. Aici era și biroul meu, da, da. După unde e Nescu și de atunci am închis aici. Dar acela era biroul meu. Și noi puteam mai se activa. Dacă numai de partea asta cumva se făcea, puteam intra, activa și chiar orchestra folclor putea să fie. Și iată, suntem... Evacuați. Al patrulea an după incendii, când de balon se face 4 ani. Da, vara ars. Iată la ce am ajuns. Al moment, nu se dorește să se facă, se dorește doar să se uite ce a fost. De azi începe ceva nou, altfel. Ce a fost nu ne interesează. Ca pe timp sovietic, vroiau vremuri noi, oameni noi. Cum spune domnul ministru, totul de la zero. Cultura se naște din frământările spirituale ale neamului. Că aici nu a fost nicio frământare. Niciun Richter nu a cântat, niciun Ghilis, niciun Oistrakh. Cei mai mari muzicieni n-au făcut frământări la lume aici. Hai că vin după dumneavoastră. Atent, mai atent, atent, că eu de cum știu, eu pot, cum cu ochii închiși să mai... Da, da. Merg, păi, dar cine nu știe? Atent, atent, eu rog. Și scaunele le-ați evacuat. Aici tot s-a căzut. Ars tot, da. Era lemn, era... Sala, nu a rămas nimic. Nu s-a strâns ca toată gunoiul ăștia aceasta. Scrum s-a făcut. Asta nu s-a făcut. Era lustră aici, podul...